La nivel global, liderul opoziției ruse, Alex Navalny, a fost otrăvit cu novicioc. Este informația de ultimă oră venită dinspre guvernul german. Este o substanță care acționează pe sistemul nervos. Este o substanță, o travă din era sovietică, se spune despre acest novicioc din anii 70, ce a fost folosită și pentru o încercare de asasinare a unui fost spion rus pe nume Sergei Skripal, care avea 66 de ani la momentul respectiv, și a fiicei sale Iulia, în vârstă de 33 de ani. Este așadar declarația momentului. Guvernul german spune lucrul acesta. Este o substanță numită novicioc, un agent care acționează pe sistemul nervos central, afectează în principal o enzimă pe care sistemul nervos o folosește pentru a comunica cu mușchii. Despre această substanță ar fi vorba, cred că e important de văzut în ce mod va merge pe mai departe ancheta în acest caz extrem, extrem de complicat. Asta ca să vedem în Rusia până unde se poate ajunge, nu că n-am fi avut suficiente confirmări pe acest subiect. Revin la discuția noastră inițială, domnule Paller, cu dreptul dumneavoastră.